curs cu titlul cunoaștere de sine, vine să ne urmească cuvântător numărul 2, Diana Cârlan. Diana? Bună seara, oameni feierici! Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi aici. Data trecută, când Tudor a întrebat cine dorește rolul de vorbitor, eu un instant am predicat mâna, după care a apărut întrebarea, ce vorbesc eu? Ce spun? Cine s-a mai regăsit în așa situație? Mă sunt fieric, mă ies cineva. Despre mine, mă numesc Diana Cârlan, am 34 de ani, născută la Chișinău, sunt mama unei fiice minunate de 7 ani și mă definesc ca fi într-o continuă cunoaștere de sine. Am copilărit, am avut o copilărie frumoasă, zic eu. De la 6 ani am început să mă simt responsabilă atunci când mă duceam singură în celălalt capăt al orașului ca să am grijă de verișorii mei. După care am urmat școala și acolo din clasa 5 am fost aleasă de mai multe ori șefa clasei, ceea ce am dezvoltat abilitatea de lider și de organizare. Apoi, la 13 ani, părinții mei au hotărât să plece peste hotare și am rămas eu cu sora mea. Cu toate că eu sunt mai mică cu 5 ani decât ea, dar aveam eu grijă de ea și controlul tot era la mine. Apoi a urmat facultatea. După facultate am ales să plec și eu alături de familie, pentru că între timp plecase și sora mea. Am petrecut acolo 4 ani frumoși și interesanți, dar sufletul meu striga, vreau acasă. Am revenit, am absolvit masteratul, după care mă angajasem la Ministerul Educației și în 2019 mi-a făcut un cadou, chiar de ziua mea, un curs de dezvoltare personală, care se numește Trăieșterea asta în termenii tăi, Puterea trecutului. Acela a fost momentul în care a început marea mea transformare și vindecare a rănilor, relațiilor, tot ce se poate de vindecat. Sigur, au urmat multe alte cursuri, dar am conștientizat și am învățat foarte multe și aș dori să împărtășesc unele cu voi astăzi aici. Am învățat să fiu cu puterea la mine acasă și să nu dau telecomandă celorlalți. Am învățat să onorez valorile și unele dintre cele mai principale sunt Raicu, care vine de la responsabilitate, autenticitate, integritate, coerență și unitate. Am învățat că dau 100% din ce sunt acum și dacă mâine sunt sau pot mai mult, dau mai mult, dar să fiu ok cu ceea ce sunt acum și să nu mă critic. Am învățat că dacă eșuiesc sau greșesc, înseamnă că fac un pas înainte. Am învățat să mă iubesc cu adevărat și să mă accept exact așa cum sunt și să-i accept pe alții exact așa cum sunt. Am învățat că fiecare are adevărul lui și fiecare, că nu este nimeni greșit și fiecare trece orice informație prin propriul său filtru care este din convingeri, valori, educație și experiență. Am învățat să fiu vulnerabilă, să fiu feminină și să pentru că înainte eram bărbatul fetou, spun eu, și să mă iubesc, am zis. Am învățat să iubesc și să mă bucur de momentul prezent, să fiu conștientă de el. Dar cel mai mult ce am învățat este că să fiu recunoscătoare pentru momentele care aparent par negative, și să văd beneficiile din spate. Și vreau să vă întreb ceva. Dacă v-aș da acum în numerar 1 milion de euro, cum v-ați simți într-un cuvânt? Feieric. Bulversat. Ok. Nici nu mă ajută, dar nici nu-mi strică.
Dar noi nu știm. Ok, mulțumesc. Eu știu ce să fac, deci pot să-mi dea. Dar dacă v-aș da 10 milioane de euro, un numerar, dar mâine nu v-ați putea trezi, ați accepta banii? Nu. Și asta înseamnă că doar trezitul valorează mai mult de 10 milioane de euro? Și am putea să fim recunoscători doar pentru faptul că ne trezim, că avem o nouă șansă, o nouă zi. De multe ori ne deprimăm, ne gândim la lipsuri, ne blămăm, ne autosabotăm, dar doar faptul că ne trezim înseamnă o nouă zi, o nouă șansă. Și dacă menținem această recunoștință, am putea să facem chiar o zi fierică. Și am să închei cu un citat spus de Zig Ziglar, că recunoștința este cea mai sănătoasă emoție umană. Și cu cât suntem mai recunoscători pentru ceea ce avem, cu atât avem mai multe lucruri pentru ce să mulțumim în viață. Mulțumesc!